trecere tancurilor roșu, galben și albastru au fost legate de poporul român de armata română. Capelul de luptă al diviziei pe invazie energetică, onoarea și simbolul unității, este decorat în anul 2009 ordinul virtuții americane în grad de cavaler, în sensul de război. Definează acum prin fața dumneavoastră steagurile de identificare ale unităților subordonate diviziei pe invazie energetică. Batalionul 47 comunicații și informații. Unitate ce asigură suportul tehnic necesar actului de comandă la nivelul diviziei. Vă prezint onorul batalionul 280 infanterie mecanizată. Unitate reprezentativă a diviziei de infanterie și una din cele mai cărinte unități în focul teatrelor de operații din Kosovo, Afganistan și Irak. Parada continuă cu detașamentul 528 cercetare Vlad Țepeș, unitate de sprijin a diviziei 2 infanterie Jetica. Batalionul a fost afirmat ca unitate pusă la dispoziția NATO în cadrul exercițiului Duex 2010. Deputează electric școala militară de majoritate și ofițer a forțelor aeriene Traian Vuia Boboc. Acest impresionant spațiu al învățământului tehnic militar și așează pe frunte corana celor peste 90 de ani de existență. Doamnelor, domnișoară și domnilor, urmează blocul de parada al Ministerului Administrației Interne. Detașamentul de defilare al jandarmeriei este compus din comandantul detașamentului echipat cu rudă de reprezentare, drapelul de rudă cu garda drapelului și blocul de defilare constituit din cadrul militare de detașamentul motiv Buzău. Detașamentul jandarmerilor buzăieni este încheiat de către doi suboficeri conductori animale de serviciu, însoțiți de câini de patrulare și de veți scutare. Detașamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență în rolul Pașcu al județului Buzău. Unitatea a primit drapelul de luptă în anul 1997. Primul bloc de defilare este format din suboficieri operativi principali echipați în minute de intervenție. Și al doilea bloc de defilare este condus de comandantul detașamentului de pompieri Buzău, urmat de întreagul de identificare cu mult, primit odată cu operaționalizarea în anul 2009. Parada militară se încheie cu defilarea gărzii de onoare, constituită din comandantul gărzii de onoare, drapelul de luptă și butonul 1 de militar în cadrul batalionului 3G. Îi urmează butonul 2 de militar din cadrul batalionului 2G. Pentru armata română, forțele pentru operații speciale. Urmează butonul 4 din cadrul gărzii de onoare constituit de suboficieri profesioniști ai inspectoratului.